Bine v-am găsit la o ediție incendiară a emisiunii care sperie toți bugetarii din România. O să vedem împreună dezvăluiri cutremurătoare despre felul în care sunt distribuiți banii și consecințele dezastruoase ale intereselor care afectează statul. Începem cu niște campioni ai licitațiilor care continuă să încaseze bani frumoși din afacerile cu pandemia, la 2 ani de la ridicarea restricțiilor. Aruncăm o privire peste planul de pază al Palatului Parlamentului, pe care funcționarii l-au făcut public din eroare. Apoi vedem care este orașul din România care urmează să calce în picioare viața privată a locuitorilor săi și aflăm cât costă afacerea în urma căreia cetățenii vor trăi sub supraveghere continuă. Tot astăzi aflăm și câți bani plătește Ministerul Turismului pentru un sondaj online și ce scanere vrea să cumpere Poliția Națională. Dacă rămâneți până la final, aflați cum doi soți cu dosare penale câștigă contract după contract de la stat. Nu sunt singurii, denunțătorul Elenei Udrea a primit 5 milioane de lei ca bonus pentru că a întârziat niște lucrări pentru un an de zile. Mai aflăm astăzi și cum a luat Ministerul Transporturilor țeapa secolului, plătește pentru finalizarea unui drum expres mai mult decât a costat construcția de la zero a acestuia. Închidem seria cu o descoperire uluitoare. De un an de zile pompierii nu au avut căști de protecție pentru că oamenii lui Raed Arafat au încercat să dubleze prețul de achiziție al acestora. Începem cu premianții, vă prezentăm doi campioni ai licitațiilor publice care nu participă la licitații. Mii de contracte sunt atribuite direct unor firme din România care stabilesc fără concurență prețul plătit de către stat. Instituțiile publice se înghesuie să cumpere, iar unele companii ajung la rezultate spectaculoase. Un hotel de pe litoral a bătut toate recordurile în materie de contracte cu statul, deși ne-am fi așteptat ca instituția de cazare să fie oferit servicii specifice. Realitatea este cu totul alta, hotelul a vândut mâncare sau chiar electrocasnice la mai multe autorități publice. De cele mai multe ori pentru contracte nu a fost organizată niciun fel de licitație. Hotelul din stațiunea Eforie se numește Novus și are 3 stele. Compania care a înregistrat la OSIM acest brand poartă numele Monteriat 2016 și este una dintre firmele abonate la contractele publice. Peste 5.000 de contracte fără licitație a semnat această firmă în ultimul cincinal. Societatea are numai 4 licitații publice la care ofertele sale să fie avut concurență. În general, firma comercializează produse alimentare pe care autoritățile publice se înghesuie să le cumpere. Cu toate acestea, compania nu se dă înapoi atunci când trebuie să vândă și alte produse către stat. Direcția de asistență socială din Constanța a cumpărat electrocasnice de la hotelul din Eforie. Compania este deținută de Andreea Biserică, care înainte să se căsătorească a fost angajată a instituției care a făcut afaceri cu firma sa. Părinții patroanei dețin la rândul lor o altă companie care operează pe piața contractelor publice atribuite direct de diferite instituții bugetare.